Vești nu tocmai bune pentru angajații Complexului Energetic Oltenia înaintea sărbătorilor de iarnă. Și în acest an, conducerea companiei a decis să le acorde prime, însă mai mici cu 150 de lei față de anii trecuți. Ortacii beneficiază anul acesta de o primă de sărbători de 550 de lei, sub formă de etichete cadou, bonificațiile fiind obligatorii conform contractului colectiv de muncă. În jur de 15.000 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia urmează să încaseze primele până la Crăciun, chiar dacă sperau să le fie majorate la valoarea de 700 de lei.